Comandamentul județean pentru situații de urgență a dispus măsuri pentru dezăpezirea continuă a drumurilor și adăpostirea pe timp de noapte a oamenilor fără adăpost. Ce alte măsuri? Bineînțeles că atât persoane cât și utilaje de la administratorii drumurilor, atât naționale cât și județene, sunt în teritoriu. Au primit dispoziție toți președinții comitetelor locale pentru situații de urgență să pună în aplicare procedurile de prevenire a deceselor prin hipotermia persoanelor fără adăpost. Menționez că toate spațiile disponibile sunt operaționalizate de mult timp, de altfel în fiecare noapte sunt cazate astfel de persoane în spațiile pe care autoritățile locale le au cu această destinație. Și în plus au fost date dispoziții atât pentru inspectoratul pentru situații de urgență, cât și celor de la nivelul unităților administrative, poliție locală, poliție națională, să identifice astfel de persoane, să facă patrulări permanente, mai cu seamă la lăsarea serii, să poată identifica persoane care pot fi fără adăpost și duse în spațiile de cazare. În cazul... Asta e cel mai important acum. O altă problemă cu care ne zbatem acum în perioada asta este faptul că au rămas destul de mulți consumatori fără energie electrică. Dacă la ora 6 erau 2.505 din 6 comune și respectiv 14 localități, acum sunt 8 comune afectate în 16 localități și 4.600 de consumatori. Am avut o discuție cu reprezentantul E.ON, care îmi spunea că pe de o parte intervin și reușesc să rezolve problemele, pe de altă parte, datorită viscolului, alte linii de tensiune cad. Sunt pe teren. Și la Roman s-au luat măsuri de adăpostire pe timpul nopții a oamenilor fără un acoperiș deasupra capului. Casa Speranței există în momentul acesta 13 locuri. 3 sunt ocupate. Poliția locală, echipele poliției locale au ieșit ieri seară la lăsarea serii pe străzi, nu au găsit persoane fără adăpost. Dar în Casa Speranței există 3 locuri ocupate, o femeie și 2 bărbați, care nu au locuință și cărora li se asigură adăpost de mai multe luni. Din păcate, regulamentele de funcționare ale acestor adăposturi sociale permit adăpostirea oamenilor străzii doar pe timpul nopții. Ziua, aceștia pleacă din nou pe străzi. În aceste adăposturi sunt cazați doar oamenii fără un acoperiș deasupra capului care au buletin de roman. Cei din alte localități sunt conduși de polițiștii locali la domiciliu. La Casa Speranței, cei adăpostiți au posibilitatea să-și facă igiena corporală, să-și prepare un ceai sau să-și încălzească mâncarea. Cei 3 asistați sociali care sunt în prezent adăpostiți la Casa Speranței primesc o masă caldă zilnic la cantina socială a primăriei.